Hai, împărtășește-ne câteva din experiențele tale în seria. Este o experiență total diferită față de România, în care e foarte, foarte multe de învățat. Cum a fost să faci pasul către seria? Ce ai simțit în momentul când ai plecat? E deja un an de când ai făcut pasul. Da, vă dați seama că este o foarte mare diferență. Mi-a fost puțin greu la început, pentru că eram într-o altă țară, altă limbă, dar timpul a trecut și m-am obișnuit. M-am adaptat foarte bine. Cine te-a ajutat cel mai mult, te-a încurajat? Bogdan Lobonț? Și Lobby și familia mea, care mi-a fost mereu alături, dar și Lobby la antrenamente. Când ne mai întâlneam, m-a mai ajutat. Mi-ai spus despre diferențe. Spune așa câteva, ce-ai simțit tu, pe care le-ai sesizat tu atunci când ai făcut pasul serial? Între fotbal, țară... Prima mare diferență care este, din punctul meu de vedere, cum sunt tratați jucătorii. Sunt mult mai respectați. Părerea mea că asta este cea mai mare diferență. Te așteptai să pleci atât de repede? Sau ai visat să ajungi atât de repede în seria? Normal. Pentru că atunci când am îndeplinit obiectiv, am visat la altul mult mai sus. La fosta ta echipă te mai uiți? Au un campionatul din românesc, te mai uiți? Da, normal că urmăresc. Mai ales viitorul. La fiecare meci m-am uitat și am fost la curent cu tot ce se întâmplă. Ce crezi că vor realiza sezonul acesta? Ce le dorești, de fapt? Un loc cât mai sus în clasament și tot ce e mai bine pentru ei. Ce ți-ai propus de la tine pentru viitor, pentru sezonul acesta, de exemplu? Ce îți dorești? În primul rând să fiu sănătos, să pot să mă antrenez și după vor veni și rezultatele. Multă baftă îți dorim! Mersi! Mersi frumos! Și să auzim numai de tine! Mersi!